Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor va judeca în regim de urgență contestația depusă de societatea Alpha Ground cu privire la furnizarea căldurii în Severin. Reprezentanții firmei au contestat selectarea operatorului care va repune în funcțiune termocentrala de la Halânga. Demersul pentru ca aceasta să fie judecată în regim de urgență au fost făcute de senatorul liberal Marius Bălu. A luat legătura la Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor în această dimineață și am primit asigurări că nu se va aștepta termenul maxim de 20 de zile pentru soluționarea unei contestații pentru asemenea procedură și în câteva zile vom primi răspuns în condițiile legii, evident. Și eu, colegul meu, Daniel Cârjean, a fost personal în această dimineață acolo. Colegul meu, Virgil Popescu, la RAN, duce mereu tratative să rezolvăm mai repede această problemă. Iată că toți, chiar dacă suntem în opoziție, suntem implicați în acest efort comun de rezolvare a problemei căldurii din România, din Drobeta, Tun, Severin, pentru că este într-adevăr o problemă extrem de gravă. O delegație formată din reprezentanții ai primăriei și ai serviciului public de termoficare au fost în audiență la șeful instituției, căruia i-au prezentat întocmai situația delicată a severinenilor. În același timp, viceprimarul liberal al Severinului a acuzat interese financiare subterane ale firmei Alpha Ground. Astăzi am depus la Consiliu pentru Soluționarea Contestațiilor întreaga documentație de licitație, împreună cu punctele de vedere ale noastre, ale administrației publice locale, cu privire la licitația publică care a avut loc. Am fost inclusiv la domnul președinte al Consiliului în audiență, care a înțeles foarte bine situația de extremă urgență în care se află municipiul Drobeta, Turnul Severin și ne-a dat asigurări că aceste contestații depuse de către acea firmă vor fi soluționate cu precădere, vor fi soluționate cu maximă urgență. Așa se întâmplă când interese financiare, când profitul și banii sunt de multe ori mai presus decât interesele publice, interesele unei comunități. Un verdict din partea CNSC ar fi suficient ca municipalitatea să poată face toate demersurile în vederea repornirii termocentralei de la Halânga. În acest moment a fost semnat și contractul de furnizare a păcurii necesare pentru asigurarea cu agent termic în iarna 2016-2017. Pe de altă parte, se pare că și reprezentanții Alpha Ground dau din colț în colț pentru a aduce ei cazane care să poată furniza energie termică severinenilor.